șoc și groază. E aproape ora 11. De aici pe strada Dimo, în parc, cineva face discotec. E clar că nu respectă prevederile legale. Și nu se păzește de... Bună seara! Strada Dimo 32 este un local aici, Atic sau nu știu cum se cheamă, și chefuiesc, e plin de oameni, au muzică, Atic sau nu știu cum, Arctic, Actic, Dimo 32, unde erau garajul odată și acum centri de fitness, de tot ce vrei. Da. Brega. Oleg. Mulțumesc. Să vedem în cât timp vine echipa. Am fixat ora, da? 22:39. Îmi imaginez ce viață au vecinii, dar nu știu dacă s-aude de fapt din partea cealaltă. Pe de altă parte, dacă e noapte, sunetul se transmite. Totuși nu e problemă doar de poluare fonică și că sperie rațele de pe lac și păsările din parc. Problema e că nu se respectă legile despre prevenirea pandemiei. Săptămâna trecută am avut câte 1000 de confirmări, câte 20 de morți în fiecare zi. Și lor nu le pasă. Din stradă Atico se numește. Din stradă nu arde nicio lumină. Totul e secret. O face gropi pe aici, poți să-ți frângi gâtul. Și-au venit copiii de bani, gata, cu mașini bengoase. Sărbează 23 februarie, sau eu știu ce sărbează ei. Da, vă puneți nu doar vouă viața în pericol, dar și nouă celorlalți. Ia să vedem ce o să zic poliția. De rebeata vin aghii acum. Să îi pleacă, nu prea e clar. Băi, încet. Pe ora 11, de la restaurantul Clubul Atico, distracție în toi. Sărbează 23 februarie, probabil. Au și mașinuți pe aici. Și neoficial, și ilegal. Din stradă totul, lumina extensă, se fac conchis. Dar ia uite câte mașini pe aici.
și poliție ioc. Dacă Chicu făcea nuntă în timpul pandemiei, de ce să nu se destreze băieții și fetele măcar de 23 februarie, nu-i așa? Ia ca și poliția. Îi creșuiesc sau opresc? N-ați spus de acolo sau de muzică? De aici, de la da. Local? Da. Ați văzut că ies cineva din local și intră? Da. 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 Eu, uitați-vă câte mașini sunt parcate aici. Credeți că e... au venit să admire natura? Bine, familia dumneavoastră. Pentru ce vă trebuie familia mea? Noastră a solicitat poliție. Și? Păi eu trebuie să nu indicăm în raport. Bine, dar n-ar trebui să vă prezentați întâi, spuneți cine sunteți. Priți, vă rog, cunosc camera și vă deci mers. Ce, aveți date secrete acolo? Putem? Aveți date secrete? Personal. Nu aveți un nume, n-ar trebui să vă spuneți numele. Marin îmi spune. Marin Cernei, așa. Păi eu vă prezint legitimat să feriți camera, vă rog. Și ce date personale secrete aveți acolo? Nu văd nimic. Marin Cernei scrie acolo? Da. Bine. Plagă de putin. Dacă nu vă... Prezentați, vă rog, cum sunt bulete. N-am bulete. Oleg Brega mă numesc. Ion. Data numărul. 26 octombrie 73. Numărul nostru. N-am. Nu aveți numărul de telefon. 11:01. Sună sectoristul sau patronul local să zică regata, s-a terminat distracția pe azi. Că mai venit unii cu întârziere, da. Trebuie să ne răzbirim cumva.
Sectoristul știe totul, nu-i prima dată. Pornit luminile de avarie, dar nu luminile de intervenție. Ca să nu sperie clientela. Cine dintre dumneavoastră e șofer la mașină? Nu trebuia să porniți zero farul? De ce ați pornit lumina de avarie și avarie? Sau vă tineți, nu sperieți cheflie, ia uitați-vă în spate, unul fix ca dumneavoastră a făcut, a pornit lumini de avarie și s-a oprit în loc neregulamentat. A, minunat. Dacă poate poliția, de ce să nu poată și rebeata? Deman 560. 10, 10, 45, man 5. Dar 5 45, dar 5. Deman 560. Dimo 32, hai cum pot să-mi citat cum vă să vă pot să vă. Până vine polițistul de sector, echipa de intervenție a plecat. Și vine în schimb cheflii. Novii moldovani să sărbeze ziua armatei sovietice. Marți la ora 11, în timp de pandemie. Se vede ceva de aici? Se vede. Mai stau și eu cu voi de vorbă, din tot netrist. Bravo. Ai venit să sărbezi, da? Nu, am venit, dar e închis. Normal că e închis, că se închis toate localurile, că e pandemie. Nu? Dar pe care încă e deschis? Da, eu nu ne-am venit. A, mai este unul deschis? Care? Conform legii, toate trebuie să fie închis. Nu, sunt localuri, nu-mi interesant. Pare că-ți vede și ceva, cum și eu la vizit, ce nu vor să-mi schimb. Nu mă stai?
De mult. De la 10. Vă spun cum am McDonald's, te-o ca ta? Da. Dar mult mai vrei să stai? Până dimineață. Dă-i numărul meu, să-ți spui dacă schid eu vin apoi. Eu ți-am spus. Dacă îți spui că îți deschide, eu vin apoi. Bine, să vezi pe curaj, te vezi dacă s-a deschis sau nu. Pe curaj te vezi și? Să misiune? Și misiune și o misiune. Hai, am 100 de minute pe Instagram, fac mai mult, stau și acolo, nu apar. Nu, curaj te vei mai mult pe Facebook. Hei. Și pe YouTube. Mă, tu parat, și pe Instagram. Bine. Telefonul, mă sunați când deschide. Bine. Trece mașina de poliție și nici nu se oprește. Sau se oprește, dar ezită. Trecut o mașină de poliție și nu s-a oprit. A, ba da, s-a oprit departe ca să nu pățească nimic. Dau târcoale. Halal poliție. Echipajul a fost și-a plecat, ăsta au venit și-a să plece. Ai, au trimis o fată în loc. Bună seara! Bună! Ofițerul sectorului sectorului poliției numărul 2, Serian Ruzanu, mă numesc. Da, doamnă, ofițer de sector. Ce zâmbă? Sărbează. Încalcă legea. Ei? Dar păi cred, dar până nu vedeți câte mașini aici. Mașini vedem, pe legii nu-i. Ei, nu-i, din parc este, ia uite, chiar și de aici, de la colț se vede. Bine. Nu-i bine, e nu, ilegal. Nu, clar că nu-i bine. Este încă o mare, se sancționează. Corect? Corect. Da, dar și trebuie oprită, nu? Păi, desigur. Ilegalitatea, nu doar sancționată. Că ei poate o să se bucure să plătească o leacă. O leacă? Da, cât? E mare mentă. Așa. Dați vă audiez pe dumneavoastră? Da, n-am. Nu vreau să mă audiez. Nu doriți de puneți audiere? Nu, eu vreau să opresc ilegalitatea. Așa. Dar ca solicitant ar trebui să vă audiez. Audiați-mă, dar nu acum. Încercați să vă ocupați de ilegalitate. Acolo oamenii își pun viața în pericol. Asta e mai grav decât să mă audiați pe mine. Chiar vreau să mă audiez acum, la ora 11 noaptea, ofițer de sector, la 11:11. Vă-ți că dar nu se aude muzică. Băi, de capul meu. Ia uite cum așteaptă client să deschidă, să se audă muzică. Nu se aude dacă stai acolo și la audiez pe brega. Dar dacă vii aici, se aude. Halal organ.